Iată-ne din nou la emisiune, am văzut și declarația săptămânii, am văzut care ar fi strategiile pentru viitor în ceea ce vă privește. Sunteți încrezători că veți reuși să faceți ceea ce v-ați propus? Așa, un moment de sinceritate, un test de sinceritate, dacă vreți. Pentru că oamenii de afaceri sunt pragmatici. Acum trecem la o chestie nu neapărat literară sau așa, dar un lucru în care să vă spuneți chiar dacă sunteți convinși de ceea ce spuneți, ca să zic așa. Gândim totuși că ne aflăm în fața noastră să-i convingem pe cei care fac parte din patronatul nostru și pe cei care vor face parte din patronatul nostru că vom reuși să facem ceea ce ne-am propus. Și sigur că există câteva din liniile majore în care ne-am propus să acționăm. Așa cum vă spunea și colega mea, doamna Manea, există niște pași pe care vrem să-i urmăm în strategia pentru următorii, strategia de dezvoltare pentru următorii ani. Și aici ar fi, mă rog, aș vrea să mă opresc asupra faptului că în acest moment un întreprinzător care vrea să-și deschidă o afacere, sigur că el nu știe încotro să se îndrepte. Camera de Comerț, din păcate, sau Registrul Comerțului. Deci noi încercăm să înființăm, să implementăm și la nivel județean un birou de tipul One Stop Shop, unde orice întreprinzător poate să găsească informații necesare cu privire la obținere de aprobări în vederea demararii unei afaceri, la obligații fiscale, la costurile implementării unei afaceri. În acest moment, Registrul Comerțului sau alte instituții abilitate, din păcate, nu furnizează, din punctul nostru de vedere, toate informațiile necesare unui întreprinzător, așa cum în pașii concreți pe care acesta ar trebui să-i urmeze în demararea unei afaceri. Și atunci noi ne-am propus, de la nivelul Consiliului Național și, sigur, implementat la nivelul teritorial, înființarea acestor birouri de tip, așa cum vă spuneam, One Stop Shop, le-am numit noi, unde orice persoană care dorește inițierea unei afaceri să poată să aibă acces la informațiile necesare demarării acestor proceduri de definire, de ducere la bun final a înființării unei afaceri. Am văzut din punctul acesta de vedere, dumneavoastră vreți să veniți în întâmpinarea celor care vor să-și înființeze o afacere. Chiar săptămâna trecută am văzut că premierul Dacian Cioloș a anunțat faptul că se va mai reduce puțin din birocrația asta, pentru că și aici suntem campioni, cred că, la birocrație, nu? Ca să te duci să plătești, spre exemplu, ceva, trebuie să treci pe la vreo 3 ghișee ca să obții întâi o notă de un bon de ordine, apoi o notă de plată, apoi să plătești, în sfârșit. Am văzut acel cazier care, până la urmă, nu mai va fi nevoie ca fiecare să stea la o coadă, să se ducă la poștă să cumpere un timbru ca să poată să... Mi se pare că ne plimbăm cam de la Ana la Caiafa, așa, fără niciun fel de rost, dacă pot să spun lucrul acesta. Da, eu cred că se văd totuși niște măsuri luate la nivel guvernamental care facilitează totuși atât activitatea economică cât și viața oamenilor în general. Ar trebui niciodată să nu fim fizică. Mulțumiți de ceea ce se întâmplă acolo. Tot timpul să încercăm să dinamizăm lucrurile, ca ele să se întâmple mai repede, pentru că până la urmă IMM-urile, întreprinderile, chiar și, nu știu, o persoană care, nu știu, repară ceva, nu neapărat să și producă, da? Pentru că și lucrurile acestea au cam dispărut, nu prea mai acum totul este decât să repar ceva, mai bine cumpere altul, nu am observat. Da, probabil că se va reveni totuși și asupra unor astfel de atitudini, dacă dacă mai are cine să facă lucrurile, pentru că lumea nu prea să mai pricepe la anumite domenii de activitate. Da, pentru că prin dispariția școlilor, exact, de alte și meserii de care mai devreme, de care vorbeam, acei meseriași pregătiți pentru a repara sau pentru a repune în funcțiune lucrurile stricate, nu mai există. Exact. Și atunci, pentru că nu poți repara, nu mai unde repara, uitați-vă că practic nu mai poți, au dispărut cismările. Aici am vrut să ajung eu, dar nu mai poți să-ți repare pereche de pantofi. Da, nu mai poți să repare o pereche de pantofi, au dispărut sunt cismările, foarte au dispărut sau sunt pe cale de dispariție. Mai sunt câteva croitorii, dar ele funcționează mai
defectuos, ca să spun așa. Și atunci, sigur că nemai fiind, nemai creând personalul calificat care să poată să facă aceste operațiuni, sigur că au dispărut și atunci e mai ușor să... Sau n-ai încotro, nu că ar fi mai ușor, n-ai încotro, trebuie să cumperi de nou pentru că nu se mai poate repara. Sigur, una dintre problematicile reparațiilor ar fi serviciul auto, dar aici industria auto fiind atât de evoluată, ei în general merg pe schimbare de subansamble, nu mai fac înlocuirea sau repararea. Pentru un șurub trebuie să cumperi dita mai angrenată. Exact, da, aici ne confruntăm din păcate cu marea industrializare unde nu se mai produc repere mici sau exact, foarte mici. Și atunci se merge pe înlocuire de subansamble și nu pe repararea lor. De aici și lipsa reparațiilor de care vorbim. Poate că este și aceasta o metodă, nu, de a depăși criza. În loc să cumperi un șurub, cumperi tot ansamblul din care el face parte. Da, sigur că ar putea fi o măsură de a depăși criza. Din păcate, una dintre măsurile care ne-ar ajuta, cred eu, să depășim criza ar fi stimularea economiei și investițiilor în economie. Și chiar vreau să vă vorbesc despre o altă problemă pe care ne-am propus să o dezvoltăm, este facilitatea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la contractele de achiziții publice. Din păcate, caietele de sarcini în momentul ăsta nu sunt atât de transparente încât să permită IMM-urilor să aibă acces la lucrările publice. Lucrările publice... Cele importante, vă referiți, sigur, nu? Sigur. Toate mă refer importante din punct de vedere financiar, consistente, toate achizițiile publice sunt importante, chiar dacă ele sunt de valori mai mici sau de valori mai mari. Ori caietele de sarcini sunt construite, din păcate, în acest moment, în așa fel încât IMM-urile nu sunt acceptate. Sunt create niște condiții legate chiar de cifra de afaceri, de numărul de angajați, prin care IMM-urile sunt eliminate în mod artificial. Sunt IMM-uri care poate, prin crearea unor caiete de sarcini corespunzătoare, să aibă acces la achiziții publice. Mai mult decât atât, ar trebui creat o modalitate prin care să se poată face plata direct subcontractanților. De cele mai multe ori, licitațiile publice sunt câștigate de mastodonți care, la rândul lor, subcontractează. Ori, și de multe ori uită să mai plătesc acei subcontractori, exact, sau îi plătesc foarte exact, târziu. Sau foarte târziu, și asta creează mare disfuncționalități pentru IMM-uri. Neputând încasa banii la timp, nu-și pot plăti taxele și impozitele la timp, asta și creează... Și statul imediat îi blochează. Exact, statul imediat îi blochează. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, IMM-urile au și nu prea au acces la lucrările, achizițiile publice. Chiar am văzut o emisiune pe Postul Național în urmă cu 2 săptămâni în care o mare companie românească, președintele ei se plângea exact de acest lucru. A intrat în direct chiar secretarul de stat Iulian Iancu, care a recunoscut acest fapt și a spus că va încerca să modifice printr-o ordonanță de urgență această lege a achizițiilor publice, care tocmai a fost schimbată de curând. De curând, da. Adică totuși n-au avut timp când au schimbat-o să o facă în așa fel încât să nu ocolească IMM-urile. Haideți să vedem, pentru că nu mai avem foarte mult timp din această emisiune, să vedem ce părere au și oamenii despre ceea ce înseamnă IMM-urile în Ploiești și în Prahova. Așadar, vocea străzii. Cum mi se pare mediul de afaceri din Prahova? Slab. Băiatul meu a plecat în București ca să-și găsească de muncă. În ce domeniu ar fi vrut să lucrezi? A făcut PR. Nu a găsit nimic aici care să-i convină? A făcut, de fapt, turism. Ce să găsească aici? Păi ce să găsească la noi? Că s-a închis toate ce era de chimie. Ar trebui făcute mai multe investiții în... Bineînțeles, pe înainte ce mergea? Vega, Teleajan, Rafineria 1, Brazi. Astea erau pe primul plan. Acum nimic. Nu merge nimic. Ce să meargă? De la spital și până la hală, totul e prost. Depinde de management. Ar trebui schimbat în mediul de afaceri. Ar trebui schimbat șefii de sus, cei care stau la casa
cum să zice, Casa Albă, nu? Sau cum să zice asta, Casa Albă? Care stau la Casa Albă, de stau acolo și nu fac nimic. Primarul, ce a făcut primarul? N-a ieșit primar, n-a făcut nimic. Stăm noi, stăm în bariera București, n-avem și noi un mijloc de aerisire, un părculeț cât de mic. Dacă ai investiții private... Că ai investiții private, nimic, totul se închide, văd. Nimic, nu avansează nimic. Mult am pe cineva care are un magazin de argintărie și spune că moare de foame, că nu mai merge nimic. Avem o mică, pentru minimediu de afaceri nu face doi bani. Eu dacă am servici și am bănuțul meu, nu mai mă interesează, că nici nu mai pricep. Merge, la ce se vede că s-a construit, la ce se vede și totuși angajări să fac. Și în sănătate, și în firmele văd că mai angajează tinerețe. Tinerețe angajează și pe noi ăștia bătrâni să ne fac o portiță să ieșim la pensie. Nu să stăm pe la 80 de ani că avem un scaun și nu ne clitești. Când e dreptul fiecărui bătrân la pensie să vină tineretul. Sunt tineri angajați acum? Păi eu zic că sunt. Copiii mei sunt angajați. Am văzut, iată, și câteva păreri ale oamenilor, nu o să le comentăm acum pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Aș vrea să mai ne spuneți câteva din dorințele pe care dumneavoastră le aveți pentru a impulsiona mediul de afaceri, cel puțin la nivelul IMM-urilor. Vă rog. În primul rând, noi urmărim să contribuim cât mai mult, în măsura în care va fi posibil, să contribuim cât mai mult la profesionalizarea activității antreprenoriale. Un foarte frumos spus și cred că ar fi un mare succes să și reușiți lucrul acesta, pentru că... Cu siguranță vom reuși. Mă bucur. Cu mai mare sau mai puțin efort, dar cu siguranță ceva schimbări tot trebuie să facem. Este foarte, foarte important să ajungi să... faci, chiar dacă mici schimbări inițial, să ajungi să faci schimbări în modul de a vedea cum se desfășoară o afacere și cum se poate desfășura și cum se poate optimiza. Este foarte important ca fiecare dintre antreprenori să-și dea seama ce poate să îmbunătățească la propriul lui business. Pentru că dacă stăm să ne gândim o mică schimbare în activitatea de astăzi, poate să dea rezultate foarte importante pe termen mediu și chiar lung, aș putea să afirm. Deci am văzut antreprenori care pot să facă referire la puncte de întorsătură în afacerea lor, la puncte importante de schimbare, din niște simple fapte, da? Din niște simple informații care țineau de modul în care își priveau afacerea sau de sistemul lor de management sau de implementarea unui sistem de management. Da? Sunt elemente de care dacă ne dăm seama, putem să ne conducem afacerea din ce în ce mai bine. Și asta înseamnă să nu privim neapărat sub aspectul bani mai mulți. Asta poate să însemne o viață mai bună pentru antreprenor și familia lui, pentru angajații lui. Deci sunt o sumedenie de oameni în spatele acelui fapt care schimbă lucrurile. De asemenea, e foarte important ca să vedem că beneficiarii unor astfel de schimbări sunt partenerii de afaceri. Care la deci rândul lor ar putea și ei să sesizeze aceste schimbări în bine și să le aplice și ei. Da. O idee bună se propagă, un mod bun de operare, de exemplu un sistem de ofertare mai eficient sau un sistem de vânzare care se îmbunătățește, o practică de vânzare pe care eu mi-o îmbunătățesc, poate să fie, să aibă elemente pe care și partenerii mei să le preia. Să pot să apreciez că uite cum este structurată o anumită ofertă sau uite cum abordează vânzarea o anumită firmă și aș putea și eu să procedez în felul ăsta pentru că mi-a fost mai ușor să cumpăr sau a fost mai eficient să am informațiile respective sau pur și simplu elemente legate de reglementarea vânzării
au fost puse la punct din capul locului, așa că am încheiat o tranzacție într-un mod mai sigur și mai pertinent și a fost mult mai ușor. Și atunci sunt practici care se implementează mult mai repede. Antreprenorii învață repede, vreau eu să cred. Și cu siguranță, pentru că altfel vin, cum spunea domnul Duma, multinaționalele peste ei și îi mătură de pe piață. Da, bun, sunt sectoare de care într-adevăr multinaționalele nu neapărat sunt interesate. Și dacă stăm să ne uităm, inclusiv investitorii străini au nevoie de servicii și de produse pe care nu le pot achiziționa numai de la investitori străini. Și atunci este nevoie de acest sector, de firme mici și mijlocii care să facă business cu ei. Și noi vrem să mijlocim acest lucru. Deci e foarte important să creăm punți între mici întreprinzători și autoritățile publice locale. Bun, și mari ați atins investitori. Un subiect foarte sensibil, autoritățile publice locale. Cum vă gândiți să abordați acest subiect aici, la Ploiești? Noi trebuie să atragem atenția autorităților publice locale că în procesul de dezvoltare economic și social noi suntem un partener important în orice hotărâre pe care dumnealor vor să o ia, în orice problemă, în orice problematică, considerăm că noi trebuie să fim consultați în toate deciziile pe care le iau autoritățile publice locale. Și am constatat, la nivelul Consiliului Național, s-a lansat un program de măsuri economice în sprijinul comunităților locale. Și am constatat că foarte multe din autoritățile locale, publice, la nivel local și chiar la nivel general, cum ar fi Primăria Capitalei, alte primării sau consilii județene, au reacționat pozitiv la măsurile economice, de dezvoltare economică pe plan local, pe care Consiliul Național și mai departe noi, promotorii acestor măsuri la nivel local, le facem. Autoritățile publice trebuie să țină cont de faptul că noi suntem un pion important în economia națională, că avem un cuvânt de spus în cadrul acestei economii, că noi contribuim prin activitatea pe care o ducem la produsul intern brut al României, așa cum 16%, cum vă spuneam, și atunci sigur că vocea noastră trebuie să se facă auzită prin intermediul nostru, prin intermediul membrilor noștri, prin intermediul comisiilor de dialog social la care noi suntem parteneri și la care ne dorim și întotdeauna ne-am propus să ne spunem punctele de vedere, în așa fel încât ele să fie cunoscute de către autoritățile locale. Și sigur că sperăm ca ele să fie și duse la îndeplinire, în modul la care noi le facem auzite. Aș vrea să vă întreb un lucru. Dintre telespectatorii care ne privesc în momentul de față, poate sunt multe IMM-uri care ar vrea să facă parte din structura pe care dumneavoastră o reprezentați. Ce trebuie ei să facă? Pentru că nu pot suna la noi în emisiune să vă întrebe cum se pot... Aș vrea să le oferiți dumneavoastră, mă transform eu în avocatul lor și vă întreb pe dumneavoastră acest lucru. Ei trebuie să acceseze site-ul patronatului, care este www.pimmph.ro, unde vor găsi un formular de adeziune. Trebuie să precizăm că noi, patronatul, cel puțin la nivelul actual, nu ne-am propus să percepem niciun fel de taxe sau cotizații pentru membrii noștri. Serviciile pe care le oferim, sprijinirea competitivității în mediul de afaceri, o facem fără contribuția membrilor, ci prin eforturile pe care le facem de atragere de fonduri, de dezvoltare de proiecte. Și atunci, toți cei care doresc să ni se alăture, îi așteptăm cu mare drag, completând acele cereri de adeziune pentru patronatul întreprinderilor mici și mijlocii Prahova. Eu vă doresc ca în urma acestei emisiuni să aveți deja primele cereri completate pe site și să aveți mai mult decât, a zis, 200 și ceva de membri, membri, nu? Da. În momentul de față. În momentul când ajungeți la 500 de membri, vă promit că o să mai facem o emisiune, o să vedem ce s-a întâmplat până atunci, cum ați ajuns la această cifră. Deocamdată vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară, vă doresc succes pentru că sunteți la început de drum și chiar aveți nevoie. Intenții bune văd că aveți și sunt convins că energia dumneavoastră pozitivă se va materializa în rezultate concrete. Încă o dată mulțumim pentru prezența la emisiune, succes în tot ceea ce faceți, iar dumneavoastră, stimați respectatori, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii. Până atunci, toate cele bune!